Un bărbat din Drobeta, Turnu Severin, a fost încătușat de jandarmi după ce a fost găsit asupra sa o armă albă. Pe terasa unui bar, acesta discuta în mod aprins cu două persoane, amenințându-le cu acte de violență. În momentul în care s-au apropiat, jandarmii au constatat că bărbatul avea în mână un cuțit de 30 de centimetri. Un bărbat a fost încătușat de jandarmi după ce a fost găsit cu un cuțit în lungime de aproximativ 30 de centimetri. Este vorba despre un severinean cu vârsta de 43 de ani care ar fi încercat să rezolve o situație cu niște cunoștințe în mod violent. Totul s-a întâmplat pe terasa unui bar. Aflându-se în misiunea de patrulare pe raza municipiului Drobeta, Turnu Severin, jandarmii au sesizat faptul că pe terasa unui bar din zona unei stații de benzină, un bărbat discuta în mod aprins cu două persoane amenințându-le cu acte de violență. În momentul în care s-au apropiat, jandarmii au constatat că bărbatul avea în mână un cuțit în lungime de aproximativ 30 de centimetri cu care amenința un bărbat și o femeie. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că este vorba de un severinean în vârstă de 43 de ani care încerca să rezolve o situație cu niște cunoștințe. După ce a fost imobilizat și depozitat de cuțitul cu care putea să rănească și alte persoane, bărbatul a fost condus la sediul poliției municipiului Drobeta, Turnu Severin, în vederea continuării cercetărilor. Pe numele persoanei în cauză, jandarmii au întocmit actele de sesizare privind faptele săvârșite, acte pe care le-au înaintat instituțiilor abilitate pentru stabilirea întregii activități infracționale. Portul fără drept de obiecte periculoase și amenințări cu acte de violență sunt faptele constatate de jandarmi în cursul zilei de ieri. Pe urmele persoanei în cauză, jandarmii au întocmit acte de sesizare privind faptele săvârșite, acte pe care le-au înaintat instituțiilor abilitate pentru stabilirea întregii activități infracționale.